psihologic se zice că a umple de bani un om de la început, un copil, nu știu ce, îi omor dorințele. Adică moartea dorințelor îl face să ia droguri, să fie zăpăcit, să fie nefericit, să se sinucidă, să nu știu ce. Pentru că i-au murit dorințele. Dorințele trebuie să le ai. Trebuie să existe un timp între a dori și a obține. Un timp psihologic care este bun. Adică să te curi seara și să te gândești, vai, când o să-mi am eu, să-mi cumpăr pantalonii ăia și nu știu ce. Dacă în pantalonii poți să faci mai așa și apar, ce dorințe mai ai? Problema dorințelor e foarte important. Se schimbă dorințe? Vrei mai mult? Adică nu văd de ce. Și există oameni totuși și în străinătate care sunt mai liniștiți la cap, poate, care își învață copiii de mici să fie, să înțeleagă banul, să nu risipească, să nu-i vină din cer tot ce vrea, să nu-și bifeze toate dorințele înainte de a le dori pe obiectele să fie lângă ei. Ceea ce e într-un fel sănătos psihologic. Da, poate să nasc. Ce? Se naște altă psihologie. Se naște, toate, da. Toate clasificările astea nu sunt la urmă. De acord. Dar eu aș vrea să-l bat pe micuțul Micula fără niciun leu. Fără nicio casă. Fără nicio mașină. Fără niciun iaht și fără nicio pițipoancă. Mă rog, care are și ea un standard. Cum se descurcă? Ce face? Pentru că până la urmă toate lucrurile astea sunt exterioare ție. Ce are el la purtător? Dacă îl pui cu parașuta și dai drumul undeva, ce face? Deci, mi se pare că ideea este că orice părinte, ca să spun așa, trebuie să-și crească copilul, că dacă în momentul, a doua zi, el dispare, copilul să se țină pe picioare, să se descurce în viață. Dar suntem într-o perioadă a consumerismului de toate felurile, un paradis care pare să ține, nimeni nu mai cade în infernul de care spuneți, fără iaht, fără mașină, fără... Se pare că nu te mai poți întoarce, pentru că sunt atâtea oferte, sunt atâtea... Pentru că ești împins de la spandă, de la mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. Cum spui? Și ce poți să faci? Să cazi de la mai mult la mult? Ei, uite, m-am gândit la ce spui tu, pentru că zilele trecute a apărut în ziar că mari magnați ruși, ăia de-au întors ca la noi, nu erau legi, nu știu ce, au cumpărat o gazul sau tot petrolul sau, eu știu, toate minele, nu știu ce, și sunt miliardare. E, au zis, domnule, astea nu contează în viață. Chiar nu contează. Și s-au mutat în Siberia și au luat copiii cu ei. Bineînțeles că ei sunt oameni educați. Și cei care s-au mutat cu ei, prieteni, nu știu ce, au făcut o comunitate, tot de oameni educați. Deci copilul ăla o să știe să vorbească frumos, o să învețe, o să citească, o să nu știu ce. Și care trăiesc? Bine, sunt asigurați financiar, dar trăiesc într-o simplitate, că spuneți ceva de simplitate, totală. Totală. Pe când la noi, uite-te, mă uitam cu tristețe, că sunt oameni care stau în blocuri, care au fost ridicați, boierimea ridicată de egalitarism și de comunism, și care au ajuns în bloc, stau, nu știu ce, aveau Dacia, acum au Logan, sau, mă rog, se descurcă, nu s-ar mai întoarce la țară nici morți. Nu mai suportă, strâmbă din nas dacă n-a luat apă caldă, strâmbă din nas dacă se întâmplă ceva. Deci, într-un fel, e greu să faci drumul înapoi față de cum ai pornit. Dar culmea este că și asta vreau să spun, că în comunism un tip a câștigat la loto 1 milion de lei. Uriaș. Un om simplu. Ce crezi că a făcut el? Că ăsta e subiect de film. Și a făcut o mică valiză și a pus 3 kg și 2 maiori, nu știu ce, și s-a mutat, cred că la Piatra Neamț era, în cel mai bun hotel. 10 etaje, nu știu ce.
Nu vă pot spune că era hotelul ăla comunist, da, hotel. Pentru el a fost. Și a lăsat familia, e norocul lui și asta da. S-a dus acolo. Bineînțeles că au venit tot felul de tip să-i țină companie, nu știu ce, să-i place banii, nu știu ce. La ora 2 noaptea cumpăra o chiflă, era 25 de bani. Un leu chiflă. Chema frizerul la 3 dimineața. Toți erau nebuniți după el și mai departe. Și după aia, cam într-o lună, s-a dus milionul. Cu prieteni, cu chifle, cu frizer și nu știu ce. Și s-a luat Giamantano și s-a dus acasă înapoi. S-a plasat acasă și a zis că a avut o viață de vis.